Prințul Charles este noul rege al Marii Britanii. Regele Charles și regina consoartă, Camila, vor rămâne la Balmoral în această seară și se vor întoarce la Londra mâine, scrie CNN. Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii a murit azi, 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani. Familia regală s-a referit la Charles care în anunțul decesului reginei Elisabeta. Mesajul pe Twitter s-a referit la Camila ca regină consoartă. Ca moștenitor încă de la vârsta de 3 ani, Charles a fost cel mai longeviv moștenitor în serviciul la tron din istoria britanică. La devenirea sa ca suveran, Charles are opțiunea de a lua orice nume dorește pentru domnia sa ca rege. Spre exemplu, numele adevărat al regelui George al VI-lea era de fapt Albert. Doi monarhii anteriori s-au numit Charles, Charles a preluat deja unele dintre angajamentele reginei în acest an, având în vedere că starea ei de sănătate a devenit o îngrijorare destul de mare pentru a anula unele dintre responsabilitățile sale, inclusiv deschiderea de stat a Parlamentului. Atât Charles cât și prințul William au prioritizat agenda reginei față de propriile agende. Ambii au fost activați drept consiliere ai statului, pe care regina îi deleagă să îi îndeplinească puterea ei suverană pentru anumite scopuri și erau obligați să fie chiar mai disponibil pentru acele îndatoriri.